Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să veniți la noi, la Crește Mari și ne ajutați să creștem mari. Bună ziua, mă bucur să vă cunosc. Și vreau să discut cu dumneavoastră despre momentul venirii cu bebelușul acasă, cu nou născutul acasă. Eu personal am avut o grămadă de întrebări și acum încerc să ajut și alte mămici să mai răspundem la unele dintre ele, cel puțin. Um, plecăm cu bebelușul acasă, am ajuns, este prima zi. Spuneți-mi cum trebuie să fie camera în care stă cel mai mult bebelușul, cel puțin la început. Aș zice că e important și cum ajungem cu el acasă, pentru că acum 14 ani am plecat cu el în brațe, deși aveam o scoică lângă mine. Cred că e important atunci când plecăm o mașină să-i punem de la bun început în scoică. De când s-au născut, dar nu plecăm cu ei în brațe. Asta cred. nici n-am menționat da, că păi da, da, foarte e un mult. lucru atât de bine știut. Că... Din păcate, în continuare se vând și la ori pe post de scoică și sunt păcăliți puțin părinții că la două este un mijloc de transport sigur atunci când e copilul mic că stă întins. O să spun că din prima zi trebuie să ajungă acasă cum trebuie și când ajungem acasă, de cele mai multe ori socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din realitatea noastră. Majoritatea părinților pregătesc o cameră așa a, foarte drăguță în care își imaginează că acel cel mic va sta singur în pătuțul lui perfect și totul va fi o muzică și o plăcere. Realitatea nu e chiar așa. A, sigur că ne străduim să aibă un pătuț al lui, de cele mai multe ori însă, vom vedea că ei nu dorm în pătuțul ăla. Asta e realitatea. Noi vom pune în pătuțul acela uh, și tendința în ultimele în ultimii ani este să existe co sleeping Așa că să ne gândim la un pat pe care să-l putem lipi cumva de patul adulților. Pentru că și dacă nu va dormi în patul lui, nu este bine să doarmă între cei doi părinți. Ok, da. dar nu e chestiune, că asta mi s-a spus tot timpul, de cum îi obișnuiești? Adică n-ar fi bine... Este funcționează chesti... asta de la bun început, să stabilești o regulă și să nu te abați de la ea? Poate să funcționeze, dar realitatea e că nu funcționează întotdeauna. Că de obicei părinții se abat. Pentru că sunt obosiți, pentru că nu dorm și pentru că la un moment dat lipsa, de deprivarea de somn este așa de puternică și așa un... Un, o problemă atât de mare încât ajung să facă tot felul de lucruri și e bine cumva să n-aș vrea să le mai spunem numai varianta roz. Aș zice că da, 10% dintre pacienții mei și fac pediatrie deja din 2007, 10% ajung să-și ducă planul până la capăt. Țin minte că eram medic rezident și îmi povestea doctorița cu care eu învățam, de faptul că băiatul ei a dormit singur în camera lui și în patul lui până la 10 luni, când ei au fost la bunici, în brașov, într-o altă localitate, și acolo n-a avut ce să facă și a luat copilul cu ea în pat și cu ea a rămas. Și țin minte că eram tânără, nu eram mamă la momentul respectiv și am spus, vai ce greșeală major. M-au urmărit cuvintele astea foarte multă vreme, după ce am devenit eu mamă și am ajuns să dorm cu băiatul meu. Mai repede decât doamna doctor, undeva pe la patru luni, deși patru luni m-am ținut foarte tare de plan, la un moment dat am fost învinsă. Nu am mai găsit soluții. Eram atât de obosită, eram amândoi atât de obosit și eu și soțul meu, astfel încât Andrei la un moment dat a dormit cu noi. Și aș vrut să știu că pot să am și alte soluții și că, într-adevăr, nu este sigur să doarmă un copil între cei doi. Deci, atuzi. care este soluția? Soluția este dacă nu doar în patul lui să existe co-sleeping cu pătuțul în lateral. Deci să nu există niciodată la mijloc. Totul să aibă o lateral a lui, de aceea patul pe care îl cumpărăm, cumva trebuie să se... ar fi bine să mm -hmm. poată fi transformat în acest pătuț care se lipește de patul mare și să aibă aceeași înălțime. Punem, ce punem în pătuț? Nu punem nimic în pătuț, punem salteaua. Nu punem acele baby nesturi, uh... Baby nest care este destul de controversat. De el ce? creează un sentiment de, ca să zic așa, de cocon copilului, ca da. că burtică și ar putea să doarmă mai bine, dar el este destul de controversat pentru că ideal este în patul copilului să nu existe decât copilul, care nu ar trebui să fie înconjurat de nimic. Există riscul morții subite a sugarului și nimic din ce ar putea. Să ajute, fiindcă noi nu știm exact care e cauza. Se presupune uh -huh. că dormitul pe burtă, că orice Supra... Exact, că... sunt foarte multe motive. E bine să nu ai niciun motiv pe care să-i dai vina. De aceea, împătuți, e bine să nu fie nimic. Baby nest e cel mai puțin rău dintre toate, dar sunt și altele. Pernuțele, cruciulițele, plușurile eu știu, cărticele deci, de bine, este acceptat sau acceptabil? Acceptabil într-o măsură mică, ca să zic așa. Este, nu este reglementat deocamdată de societatea de somnologie. Societatea de somnologie pediatrică europeană consideră în continuare că un copil trebuie să doarmă în patul lui pe o suprafață plană, fără păturică, într-un sac de dormit, cu mâinile libere. Și să doarmă de preferat pe spate. Nu pe o parte, cum am învățat eu acum 14 ani, și în niciun caz pe burtă. În Niciun caz pe burtă până la ce vârstă sau până la. Vorbim de nou-născut acum, Am da? Vorbim de nou-născut în momentul în care un copil se poate întoarce singur de pe spate pe burtă, spate, atunci, pe burtă, atunci nu avem cum să oprim acest lucru. Mm -hmm. Chiar dacă vorbim de un nou-născut. El este, la început nu se mișcă, da, și atunci, da. a, sigur, dacă nu se mișcă, îl pui pe purtă, se poate neca, în, e adevărat, în secreții, și este considerată această poziție ca fiind una asociată cu riscul mai mare de moarte subită a Și spuneați de mâini libere, nu îl înfășăm să-l liniștim? Uh -huh. Uh -huh. Adică eu știu că asta funcționează. funcționează. Am și pe... Funcționează, e piele, ca să spun așa, Dar în recomand recomandarea europeană este să nu, a societății de somnologie, este să nu înfășăm pe nimeni pe lumea asta. Sigur că putem, în momentele în care nu mai reușim să liniștim un sugar, să-l înfășăm larg, cum spun ei, și în niciun caz într-o pătură care să nu respire. Da? Sunt păturile acelea croșetate cu gouri, așa, acelea sunt, ca să zic așa, ideale pentru așa ceva, dacă trebuie neapărat să le înfășăm. Sau putem să-l înfășăm și după aceea, după ce a dormit, să îl desfacem și să-i luăm... Uh... Copiii se trezesc de obicei datorită reflexului moro, care e un reflex obișnuit. Da. În momentul în care ei sunt desfășați, își întind mâinile și se trezesc. Și atunci, nu știu dacă duce neapărat asta la Uh, succes, poate pe moment, dacă reușim să desfacem păturica în momentul în care un copil este în somn profund. Când e în somn profund nu prea are mișcări. În somnul acela are. Uh -huh. Nu, în REM, pardon. În somnul REM, el uh -huh. doarme atât de uh, superficial încât se poate trezi. Deci nu știu dacă așa, pe la-am niciodată la metoda asta. L-am așa? Nu am supraviețuit doi copii neînfășați. Mie, adică mie mi s-a spus lucrul acesta ajută. Și că ajută și chiar a ajutat. Și sunt sigură eu. că ajută și sunt, da, sunt generații întregi care au fost ajutate. Vedeți, în puericultură lucrurile nu sunt albe sau negre niciodată, pentru că nu putem să combatem în totalitate ceea ce s-a întâmplat până acum 10-15 ani, chiar dacă acum sunt ghiduri care ne sfătuiesc așa. Deci eu am toleranța asta să înțeleg că ajută, dar recomandarea nu e asta. M-am înțeles. Uh, temperatura din cameră. Hey. <laughs> Aici e un subiect mai românesc, pentru că dacă te uiți în ghidurile americane sau europene și vezi 18-20 de grade, îngheți numai cu gândul la temperatura respectivă. Ei așa supraviețuiesc. Sunt obișnuiți. Cât ar trebui să fie? Cât deci, să spunem o temperatură? Ma, temperatura adevărată acceptabilă. din România e undeva la 23 de grade. Asta este realitatea. 22,5-23 de grade. Și este. Ideal e să fie cât mai joasă, de fapt. Oamenii dorm, copiii dorm mai bine când e mai răcoare decât când este mai cald. Noi avem tendința să supraîncălzim camerele. Adică, dacă avem o cameră în care um, nu suntem mulțumiți, temperatura nu e constantă. Vorbim de oameni care locuiesc, să zicem, la bloc și sunt acordați la, mă rog, încălzirea centrală. Mai aduc încă ceva peste. Am mai văzut să aduc aeroterme, eu știu ce dispozitive uh -huh. de încălzit, acelea o sucă aerul și duc temperatura la o valoare foarte mare, care nu se simt, de fapt, bine copiii. Deci ar fi indicat, haideți să spunem, 21... Da, cam atât, până în 22, 20. maxim 23 de grade Celsius. Cum îi îmbrăcăm? Le punem Ca căciulițe... Încercăm să îi îmbrăcăm ca pe noi. Nu, Căciulite nu se pun în casă, că nu purtăm nici noi căciuli în casă, nici copiii, nici o Iar Iarna portăm și noi șosete, unii dintre noi, nu? Da. Dar dacă avem sac de dormit, atunci nu mai e nevoie de șosete. Abaș, eu nu născutul în sac de dormit? Da, există sac de dormit și pentru, pentru că nu născuți. Da, sigur că da. da nu am da. știu că place da, asta. Să bagi. asta e ideea, cum îl învelești dacă îl învelești cu păturică, riscul este să-și pună păturica pe ochi. Uh -huh. Și atunci... Sorry, data ai mei dorm părere. dezveliți, de aceea spun că nu pun da. absolut nimic pe ei. Asta e tot o chestie de obișnuință, că și ai mei dormeau dezveliți, dar atunci când îi băgam în sacul de dormit, dormeau destul de bine. Sacul de dormit fără mâneci. Asta este un sac complet așa, dar fără mânecuțe. Punem umidificator? Trebuie să de. monitorizăm cât de umedă este... cât de umed este aerul din cameră? Acum, asta este o găselniță modernă. Pe vremea noastră nu se făcea. Cei din vest nu fac asta neapărat. Nu cred că atunci când ai o, când tu te simți bine, trebuie neapărat să ai un umidificator în cameră. Dacă simți că ești într-un apartament din locurile acestea mai vechi, acelea de obicei usucă aerul și ajută un umidificator. Dacă locuiești cum am locuit noi într-un apartament dintr-un bloc nou, o să fii surprins și acolo ne trebuie un dezumidificator, fiindcă plâng geamurile. Da? Și ai nevoie să usuci puțin atmosfera. Deci poate că ne ajută un aparat care să măsoare umiditatea uh -huh. în măsura în care și noi resimțim că se întâmplă ceva. Dacă noi, adulți, ne trezim dimineața cu senzația de gât uscat, înseamnă că într-adevăr avem nevoie de o umiditate mai mare. Dacă vedem cum, vedeam eu că geamurile nu sunt uscate dimineața, înseamnă că am nevoie din potrivă de un dezumidificator. Înțeles. Folosim parfumuri de cameră în nu, camera de bebelușului? Nu, niciodată. Punem uleiuri, nu știu de care... Uleiurile, în general, sunt destul de controversate, pentru că există riscul de bronhospasm atunci când folosim diverse uleiuri esențiale, neesențiale la diverse difuzoare sau nu. Deci ar fi indicat să nu avem absolut ideal nimic acolo. să nu avem absolut nimic. Da? Așa cum uh, și noi respirăm cel mai bine atunci când nu sunt parfumuri în zonă. Chiar sunt recomandate ca și părinții sau oamenii care intră în contact cu copilul să nu folosească parfumuri puternice sau parfumuri cu care nu au să intre în contact direct. Deci mama să nu se dea neapărat cu parfum în zona gâtului, acolo unde copilul și își pune capul de multe ori. Trecem la băiță. Trecem la băiță. Ce temperatură avem în uh, baie? Ar fi ideal să avem o temperatură constantă în toate camerele. Pentru că de multe ori se întâmplă, să știți, ca uh, pacienții mei să-mi spună că nu fac baie în, uh, în baie, baie, propriu zis, pentru că e mai rece. Și aduc uh, copilul și cădița și albia și ce mai aveai pe acolo, suportul de cădiță, cum mai există așa ceva? În dormitor. În dormitor, unde evident se face o umezeală foarte mare după baie, temperatura este crescută artificial ei fac și mai cald, apoi, mă rog, sunt și aburi și toată această uh, baie se desfășoară așa într-o atmosferă clocotită. Ideal e să avem aceeași temperatură și în baie. E bine să folosim pentru apa ca, uh, pe care o folosim la spălat un termometru. Ne ajută la început. Sunt undeva la 36 de grade, dacă nu mă înșel eu. Lumea folosea cotul pe vremuri. Pe mine m-a mm -hmm. înșelat cotul atunci când eram proaspăt mămică, să știți însă că din experiență vă spun că apa cu care cel mic se spală cel mai bine nu e cea fierbinte pe care noi o știm și cu care noi, adulții, ne simțim bine, lor le place un pic apa mai rece, nu rece. Deci câte, câte grade ar trebui să fie deci în că că undeva pe la 36-37 de grade, dar vă ajută un termometru care e deja gradat și vă spune care e intervalul. Atenți! 38 e prea mult? Sau? Cred că este prea mult, da. Deci 37 ar fi totuși cel mai bine. 36-37, da. În atmosferă, pentru că mie mi s-a spus că baia trebuie încălzită, adică nu trebuie să aibă aceeași temperatură. Eu știu că temperatura trebuie să fie constantă, că dacă am 23 de grade când ies este suficient, nu trebuie să am mai multe grade în baie. De ce deci nu punem baie? fionul ca să se mai... Nu! Sau alte mijloace de încălzire nu. sau... De ce am pune? noi pentru noi Ca punem, Să, că presupunem că nu, sunt dezbrăcați cu, și fațav. să nu cumva să... Nu se întâmplă nimic. Se întâmple să răcească, să... Oamenii răcesc de la virusuri. Eu știu lucrul acesta, dar la... un, un, părinte care vine la început atunci are atât de multe frici, atât de multe temeri, că și vede atât de mic și de firav. Asta pot înțelege că și eu am avut, nu pot să spun că n-am avut frici și temeri, dar nu, n-avem de ce să facem lucrul ăsta. Deci lăsăm să fie o temperatură constantă. Da. Apa am stabilit câte grade să aibă. Da. Și cu asta am încheiat Aș băița. mai vreau să adaug ce se mai întâmplă în practică. Fierb apa. Foarte mulți părinți fierb apa de baie. Se întâmplă și lucrul acesta? Să da, fierbi se... apa ca să o sterilizezi? Sau? Da, Fiind cu ideea că apa în care face baie copilul trebuie fiartă. Nu. Folosim apa obișnuită. Apa nu se fierbe, da? că nu o bea nimeni. Și chiar dacă se întâmplă să atingă o cantitate foarte mică, eu știu, conjunctiva, să intre în guriță, nu e așa o dramă. Da? Dar să știi că, nu am și știut că, se, că întâmplă se întâmplă frecvent în treaba asta. Încă se întâmplă frecvent să mă întrebe de părinții dacă apa pentru baie se fierbe. Cred că este o, un concept vechi. Uh, și părinții mei îl foloseau când eram eu copil, îmi amintesc de acest lucru. Probabil că a rămas știi, de pe vremuri că nu exista apă caldă. Și se fierbea apa așa cum a rămas în, în, nu în am mintea poporului. Nu știu ceva, chiar nu am pus. Nu ne... Ce întrebări nu vă trec în voastră voastră și nu vă trec prin minte, dar asta n-am întrebat. Da, pe mine m-au întrebat mulți părinți acest lucru, că dacă se fierbe apa cu care copiii sunt spălați, niciodată, nu-i nevoie. Nu că ar fi ceva rău, dar nu-i nevoie, e nenecesar. Da? Pentru că, mă rog, se pierde timp, până nu ajuns la o temperatură constantă și așa mai departe. Uh, există niște tehnici prin care poți să speli copilul și singur. E ușor de ținut un copil, de fapt. Oamenii sunt foarte stângași la început. Cred că medic, orice medic pediatru poate să-i ajute, dar e o tehnică în care ei. Îți uh, aș mâna? Uh, folosești cele patru degete, le pui sub axilă și cel um, degetul mare îl pui peste axilă și imediat capul copilului pe braț. Și nu uităm că încă Uh, corpul copilului se sprijină de marginea inferioară, deci nu ținem în aer așa. Da? Uh, atenție când ne cumpărăm cădițele, sunt foarte multe cu forme, cu cele care au forme și pentru umeri de obicei rămân foarte repede mici. Nu le lăsăm păcăliți, copilul nu rămâne la dimensiunile cu care îl naștem decât extrem de puțin. Uh, mai pun cu părinții tot felul de uh, cârpe, de da, da, prosoape, da, da. nu sunt necesare ne încurcă mai mult, de fapt. Mă mă întreabă dacă trebuie clătiți sau cum se spală corect. În general, nu punem gelul de dus, să zicem, sau uleiul de baie pe care îl folosim. Nu îl punem direct pe pielea copilului. Este ideal să o punem în apa în care spălăm. Sugarii nu sunt atât de murdari încât să uh -huh. fie nevoie să-i frecăm așa extensiv și în felul ăsta nu ajunge nici pe suprafața corpului o cantitate foarte mare de agent de spălare astfel încât nu-i necesară neapărat o clătire suplimentară în felul ăsta poți să dai eu n-am făcut-o că mi-a fost frică dar poți să dai direct cu dușul adică ai putea da. să speli un bebeluș dacă reușești să-l ții pe, pe, pe da, braț da, am făcut-o la al doilea copil pentru că eram deja experimentat, mă aduc aminte că am venit de la maternitate, eram două de stelă luat în brațe și am făcut-o și împreună. E o problemă, mai ales când mergi în călătorii, întotdeauna mergi cu cădița după tine și poți să mergi cu un copil de 3, 4, 5, 6 luni, nu? Și poți să folosești dușul sub nicio formă, nu e o problemă. Iar spălatul, să zicem, schimbatul scutecului, în care noi suntem atât de obișnuiți să folosim șervețelele umede, Ideal este să spălăm copilul uh, la chiuvetă. Am, am ajuns la un uh, alt punct nevragic. E tot cu uh, Copilul se spală după pipi sau după caca sau doar după caca sau... Se spală de câte ori ai ocazia să o faci. Asta ar fi ideal. Nu trebuie să fie așa o bătut în că Eu pot înțelege că noaptea, când, când toată lumea e oposită, dacă te-a pus și ei copilul în brațe și îl duci la chiuvetă, s-a terminat somnul tuturor. Da? Sau sunt în deplasare cu atât mai puțin. În rest, dacă ai ocazia să schimbi copilul spălându este ideal. Dacă această posibilitate e redusă, e frig, nu încurge apă caldă, mi-e greu, trebuie să urunșesc de scări, mă simt rău, nu se întâmplă nimic dacă folosim și șervețele umede. Da, da, pot deveni șervețelele umede principalul mod în care îl, îl ștergi, îl igienizezi. Realitatea îl... din teren spune că devin de multe ori. Iar eu trebuie să încurajez faptul că, așa cum doi ani de zile ne-am dezinfectat pe mâini, tot apa și săpunul sunt sfinte. Adică niciodată nu o să ne se curețe un, o, o suprafață a tegumentului uman mai bine decât cu apă și săpun. Da, nu există și riscul să faci un eritem fesier sau sper că. Eritemul fesier este încurajat, ca să zic așa, de folosirea șervețelor lor umede, dar nu este cauzat de ele. Este cauzat de scaune acide care au rămas mai mult timp în scutec neschimbate. Dar faci. Dar rău, mai mult rău. Da, sunt adică nu ajut faci, cu faci, nu a ajuns cu nimic și mai mult curci, Da, pentru că de multe ori pielea nu rămâne la fel de uh, și, și șervețelele, unele dintre ele nu sunt apoase, sunt destul de kleioase și nu, nu nu sunt plăcute. Deci ce mai cea mai bună variantă ar fi spălatul a, să cu pun. apă și săpun și cea mai bună variantă este asta. Ne-am întors la cădiță, l-am scos din cădiță îl lungem cu creme, cu uleiuri, facem masaj, îl tragem Dacă ar fi să un... se lungească. <laughs> Dacă ar fi un ghid care să-mi spune exact ce să facem în momentul ăla, în funcție de copil facem toate lucrurile astea. Știți că al meu copil nu vroia să facă nimic din toate asta, că de fiecare dată, indiferent în ce moment al vieții lui îl prindeam, odihnit, obosit, mânca, ne mâncate el urla când o scoteam din cădiță, astfel încât eu trebuia să mă mișc strângere repede ca să să-i dau să mănânce, ca să-l pot liniști. Da, nu, dar este indicat să dai pe pielea unui nou cu creme sau cu leiuri sau cu... Cât mai puțin. Are nevoie de hidratare? Ideea e că pielea lui e cea mai bună piele din univers, nu s avem niciodată o piele mai bună decât a lui, dar sunt zone care sunt de multe ori la sugar, aspre sau imediat după ce se nasc apare o descoamare furfurage în omul așa se numește. Și zonele alea e bine să fie hidratate. Asta nu înseamnă că îl facem pui la rotisor, adică lungem din cap până în picioare. Întotdeauna e bine să-l hidratăm în zonele care sunt uscate. Nu că Eu știam peste că altfel tot. nu respiră pielea. Adică nu e ok să-l dai cu, pe tot corpul exact. cu creme sau exact. cu cine știe ce, pentru că nu îi mai lași de multe ori să, exact respire. să respire și pielea lui e cea mai bună. Pe de altă parte, în zona scutecului, e bine să dai cu un unguent pentru că uh, scutecul e umed, copilul face pipi destul de des și nu doar pipi uh -huh. și atunci se lipește. Dacă am un scutec, indiferent din ce material ar fi, poate fi el chiar și scutecele acestea mai moderne din bombac, tot se lipește de piele. Dacă reușesc să dau un unguent scopul unguentului este să țină la distanță cumva scutecul de zona respectivă și atunci ne ajută. De aceea spun eu că, apropo și de ce spuneam mai, de, mai devreme, cu spălatul. Păi, dacă în loc să-l spăl, îl dau cu șervețele umede, după care mai pun și o pleașcă de unguent, acolo e un pe care eu nu vreau nici să mi-l imaginez. De multe ori le spun părinților să facă celui mic ceva ce le-ar plăcea și lor să se întâmple. Adică dacă lor li se pare în regulă să fie uns cu ulei din cap până în picioare și apoi să-i spui o pijamă pe tine lipicioasă, eu nu cred că e o idee bună. Eu cred că e bine să fie unse în zonele care sunt necesare a fi unse cele foarte uscate, cremuite, bineînțeles și au lăsat un pic să respire și apoi, apoi îmbrăcat copil. Cel mai bun tratament pentru eritemul fesier, de exemplu, este fundulețul lăsat în aer liber. E, a, la aer ajută, usucă, pentru că nu mai stă lipit cu de umezeala respectivă, dar asta nu e propriu zis un tratament, da? că nu treci așa complet. Dar te ajută? Te ajută, da, să lași la aer. Pentru că, de ce? eritemul fețiar este o combinație între faptul că acolo s-a produs o, o zonă de discontinuitate a pielii, unde se grefează bacterii, Chiar și ciuperci, bacteriile alea stau mai bine la anaerob, adică dacă n-au oxigen și se e bine acolo lipit. Uh -huh. Și dacă eu las la liber, ele mor. De fapt, ăsta este mecanism. Dar există și o zonă de exemă care nu mai trece atât de ușor dacă nu dau și ceva pe lângă în ideea în care erităm noi ceva foarte banal. Și Bine, simt. se dă cu, se, se folosesc dă, acele se... creme speciale, exact. dar apoi lași cu fundulețul în aer liber, asta știam eu de exemplu și mi s-a părut da, ajută. Că, că ajută -a foarte azi. mult. Dar dorită faptului că bacteriile nu mai pot trăi în mediu cu oxigen. Uh, că e mo modă, cred, îi punem șnuruleți la mână sau la picior? Dacă se poate, nu pentru că... duc, dacă se poate, că se poate, evident, și da și nu. Hai <laughs> <De, laughs> să vedem ce zic și cred nașii este, și părinții. Cred că, cred că este o alegere, nu este o obligație. Da, da ideal e să nu. Pentru că există riscuri de înghițire, de agățare, de spânzurare mai puțin, să zicem, dar mai depășesc și mâinile și picioarele, ajung și la gât. Unele șnurulețe mai noi sau unele lănțișoare, da? Nimic pe mâini, eu chiar am avut copil care a înghițit unul din pandantivele acelea agățate la, la mână, pentru că ei zic că nu se poate, ba se poate, că asta aia, aia se... La da, tot da, rost până... Până s-a rupt și a înghițit-o. Înghițit pe mine, de exemplu, m-a certat un medic m-a văzut cu un șnuruleț la picior, spunând că, dat fiind că acel șnuruleț e purtat mai tot timpul, că se umezește, acolo... Bacterii. se mulțesc bacteriile și că să nu mă mai vadă cu așa ceva. Din momentul acela l-am dat jos și n am mai folosit niciodată. Așa este, că se și murdărește foarte repede și arată destul de urât după o vreme. Da. Nu, nu era murdar. v a spus doar că este un mediu propice pentru dezvoltarea este. bacteriilor și că mai bine să renunți la această modă cu șnurulețul legat de picior. Cel mai riscant e la mână atunci când există riscul să lânghită înghită și sigur și ce, ce, ai, ce ați spus mai devreme. Deci așa mai bine să nu. Păi da, totuși. Sau nu. Și să nu se supere nimeni. Asta ar ideal. Și că tot am ajuns la supărări. Adică la rude. Când primim rudele în vizită la bebeluș? Eee... <gânări> ce bine era în pandemie. <gânări> să zic așa. Uh, era o carte pe vremuri, mama și copilul. Era cartea... De... Așa cum este. Da, așa e scrisă de soții praru în care era o frază celebră, a folosit-o soțul meu, datoria tatălui este să țină la, la distanță rudele insistente <fie> pentru ca cei doi, mama și copilul, să se odihnească. Deci eu nu știu când e ideal să, primi mama, să primească mama vizitator. Eu pot să spun că orice vizită implică riscuri. Riscurile sunt, în primul rând, infecțioase. Sunt oameni care vin foarte puțin răciți, doar gâtul, adulți care nu au aproape nimic și a doua zi, a treia zi, copilul este foarte bolnav. Evoluția unei viroze banale la adult este complet diferită la sugar, același germene poate să conducă la um, o situație neplăcută cu pneumonie, cu internare, la vârste mici și. Pe atunci... rând și cu mască sau dacă se poate? A, e, depinde de anul timp, a zice că prima dată e Sau toți dată să... ca să scăpăm și. <laughs> nu, serios acum, cum e Afară? Are ceva? Dacă ne vedem afară și ne plimbăm în parc, e mai bine? Dacă vrea neapărat să vină în familia foarte apropiată, bunicii de obicei nu sunt capabili de a fi opriți și nici nași să vină dacă sunt adulții sănătoși, da, dacă e sezon de viroze de gripă să vină cu mască, aș zice că cel mai important este să fie evitați copiii de grădiniță. Aceștia, dacă se poate să nu vină deloc, e mai bine. Ei nu sunt complet necesari. Dacă nu sunt frați mai mari și n ai ce să faci cu ei, ei fac parte din familia, Deci ai născut al doilea copil, al treilea copil și au deja frați. Asta e situația. Dar copiii de grădiniță sunt o bombă cu ceas. Vin la tine, sunt sănătoși, a doua zi au erupție de varicelă, să zicem. Mm -hmm. Au fost foarte contagioși în perioada în care s-au întâlnit. Deci insist pentru ca cei de copii de grădiniță și de ciclu primar să nu vină în vizită la nou-născut, cel puțin. În primele săptămâni. Chiar nu e nicio o supărare și nicio... Da, și nu e nicio plusvaloare de nicio parte. Nici cei mici nu rețin mare lucru că sunt prea mici, nici pentru nou-născut nu e nicio filozofie. Pupăm Cred... copilul? Îl lăsăm la pupat? Tu de ce l-a lăsat? Nu, e copilul știu, meu, nu-l nu pupă că... nimeni. Se pupă, știți foarte bine că mai ales bunicii nu. și. și alte. haide să nu dăm vina doar pe bunici. Pupă nu copilul. Nu. Sau și nici pe și mână. Pe mânuțe. asta, nici pe mână, asta, asta că mâna o -am bagă în, în gură. <laughs> da, tot zic, nu te pupă, nu știu ce, o te pe piciorușul, de exemplu? Dar de ce să-l pupi? Să, pup? să spun așa că vrei pup copilul și nu scapi. Ce faci? Nu știu, închizi ochii. Okay. <laughs> Dacă ai spus nouă dată și n-ai ce să faci, măcar să nu ajungă pupadul respectiv, adică Ideea e să nu ne pupăm. Să nu ne pupăm. Tot, nu, nici nu ne gândim. E copil mic, nu ne pupăm. Ce sensare? Hăinuțele bebelușului? Da. Le călcăm? Nu neapărat. Dincolo Eu... de estetic. Așa. Ajută la ceva că sunt călcate și ai acea uhum. temperatură foarte mare? Atâta vreme cât ele sunt spălate, și... curate, nu aduc niciun plus valoare. Călcatul nu aduce plus valoare. Decât că le mai ardem pe aici, pe acolo și devin și mai aspre și mai iritante. Deci da. nu ajută la. Nu ajută la nimic omorârea special. germenilor cu fierul, ca pe vremea noastră. Acum există mașini de spălat și lumea în general folosește spălatul cu detergent și nu se mai pune problema să rămână vreun germene pe acolo. Plus că, mă rog, hainele lor nu sunt, cel puțin până începe diversificarea, nu sunt aproape deloc murdare, să Hei, fie și serioși. După aia plătim și pentru perioada când tipul a fost scurate. Da, așa este și rămân și pătate și sunt vor good. Și se mai pot Folosi. Refolosi. Da. Biberoanele se sterilizează după fiecare, folosind biberon, presupunem că folosim și biberon. Cei care nu alăptează, da. Da, sau mixt sau în fine. După fiecare masă se sterilizează, nu? Da. Și să sterilizează... nu o sterilizez o dată pe zi, cum am mai auzit. Adică să folosești un biberon de mai multe ori sau să aștepți să nu, se aduce deci, mai multe biberoane? Nu. Uh, biberonul, biberonul îl sterilizezi o singură dată, îl refolosești și îl speli doar, nu fără nu, nu. să-l sterilizezi. Nu. Uh, insist pentru sterilizarea biberonelor, chiar până la, cum zic pacienții mei, adânci bătrânețe. Adică undeva pe la vârsta de un an, ei încep să se relaxeze pentru că, mă rog, cel mic bagă tot Oricum gură. Bagă, bagă tot în gură. Da, asta este cea ușă, oricum bagă tot în gură. Da. Numai că, pe oricum, ăsta pe care îl bagă în gură nu este un mediu atât de bun cum este laptele care, dacă l-ai uitat, să zicem, de seara până dimineața pe aragaz, el este brânzit. Pentru că acolo sunt foarte multe bacterii care cresc foarte repede. Nu se întâmplă același lucru dacă ai uitat o, să zicem, nu știu, o bucată de carne, da? O friptură. Ea nu se strică atât de repede până dimineața, Mhm, uh -huh. Da. Deci, un biberon cu lapte este un mediu de cultură excelent pentru bacterii. Atâta vreme cât avem mediu de cultură, noi sterilizăm. Că nu e același lucru să lingă o jucărie pe care, care i-a căzut pe jos 3 secunde, acolo nu e mediu de cultură în praful. Nu crește nimic pe ceva uscat. Deci, este sterilizat de fiecare dată? Da, spălat foarte bine și ideal este să sterilizăm până cât, cât timp folosim biberoane cu lapte, sterilizăm biberoanele. Laptele este un mediu de cultură foarte bun. Până cât îl folosim? Așa este corect. Da? Indiferent că mâncarea nu este sterilă, cealaltă mâncare nu sterilă, este sterilă, sunt de acord cu asta, dar laptele e un mediu de cultură foarte bun. Îți trebuie 15 minute să crească ceva acolo, așa că mai bine nu sterilizezi. Le speli foarte bine, dar ele rămân pe margine acolo, știm foarte bine că sunt multe striații și rămân acolo urme. Nu te încurcă cu nimic, mai ales că după vârsta de un an, în general, un copil mai bea lapte maxim de două ori pe zi. Da? Și nu te încurcă cu nimic să sterilizezi biberoane, să ai patru biberoane și să le sterilizezi dată la două zile. Cred că nu e așa biberon mare. Biberon de plastic sau biberon de... Sticlă. Sticlă. Biberoanele și cele din plastic sunt BPA free. Nu cred că mai avem pe piață biberoane care nu sunt BPA free. Deci, sigur că întotdeauna sticlă o să fie superioară biberonului de plastic, sigur că sticla are riscul să se spargă versus biberonul și de plastic. Mult mai grea, și și e, e mult mai grea. Și, e mult mai grea. Pot, o poți ține nu când o pot ajung ține la vârsta, ușor, da, da, O pot scăpa în față sau adică nu deci, pot să... Trebuie să știm avantajele, și dezavantajele fiecăruia dintre biberone. N-am folosit biberone, să știi, decât foarte puțin. Am alăptat foarte multă vreme, dar cât am folosit, am folosit biberone din plastic. Mi-a fost mai ușor. Cerealele în biberon sunt o idee bună, îl ajută pe copil să doarmă mai bine noaptea, este mai sătul? Nu, cerealele în biberon nu sunt o idee bună. Cerealele în biberon, în momentul în care... În lapte în, care... în biberon, bineînțeles. Am înțeles, da. Cerealele odată folosite, ele sunt de folosit după ce am diversificat copilul. Ele nu sunt folosite înainte, iar diversificarea înseamnă mânca cu linguriță. Și nu mă ajută cu nimic să pun cereale în biberon. Este o practică românească. Nu are nimic de a face cu nimic nici cu recomandările de pe cutie, nici cu recomandările europene. Este o idee falsă că îngroși laptele, îl faci mai caloric și al copilul doarme mai bine, ceea ce nu e adevărat, că de foarte puține ori copilul se trezește neapărat doar pentru că este foame. De obicei copiii se trezesc noaptea pentru că ei au un somn, o alternanță somn-rem, somn non rem foarte rapidă și ei se trezesc un somnul rem, pentru că nu știu să readoarmă de multe ori singuri și se trezesc foarte ușor. Și noi trebuie să învățăm să readoarmă altfel decât cu biberonul sau cu sânul sau cu ciofi. Uh -huh. De fapt, nu se trezesc de foame decât în puține ocazii după vârsta de patru luni. De aceea cărțile vechi și spun copiii după vârsta de patru luni nu, nu mai au nevoie noaptea de a mânca. De biberon sau de sân. Realitatea este că ei se trezesc de foarte multe ori noaptea și noi altfel nu știm să-i adormim. Dar dacă ne-am străduit, am vedea că de fapt nevoile lor sunt altele decât uh -huh. să mănânce neapărat. Sunt multe idei preconcepute sau micuri, da, sau uh, sunt, greșeli frecvente, nici nu știu cum să le numesc. Cred că e mult să spunem greșeli greșeli, știi? Pentru că mama aceea trebuie să facă ceva în secunda aia la patru dimineața. Și încet, încet înveți că te învață situațiile, mai ales când sunt lucruri din astea uh, care se întâmplă intempestiv, cum ar fi, să zicem, să în... fii nevoită să înțărci un copil neapărat pentru că s-a întâmplat ceva. Am avut astfel de situații de paciente care brusc au trebuit să nu mai, din motive medicale să zicem, să nu mai alăpteze un copil și uh -huh. copilul ăla se trezea de nu știu câte ori noaptea să sungă, impresia era că nu-i ajunge laptele, să facem ceva, să-i mai dăm să mănânce, de fapt combinația este alta, nu doar asta, poate fi și asta într-o măsură foarte mică, ei se trezesc, cum am spus, că nu știu să readoarmă, că... Simt nevoia de confort emoțional, că s-au obișnuit așa. Și în momentul în care nu mai ai stimul respectiv, adică el uită, nici nu se mai trezește. Și nu șocat. De multe ori, agentele îmi spuneau, eu m-am trezit și mă uitam la el cum doarme profund. De ce oare? Că doar mâncase la fel. Intri așa într-un roller coaster, din Bine, care asta îmi poți. Somnul deja poate fi într-o discuție separată de vreo 4 ore, de 45 de minute. Așa este. Somnul este. E un subiect foarte vast. Vast, foarte vast. Cu somnul, că am ajuns la partea de somn. În camera copilului punem lumine de veche, muzicuțe, steluțe, ceva luminos, ceva zgomote albe. Uh, Ghidul spune că nu. <laughs> Realitatea spune că mulți părinți folosesc lumina de fond pentru ca să le fie ușor atunci când să se trezește facă. copilul, da. O lumină foarte, lumină de veche, așa foarte slabă, astfel încât să le fie lor ușor să-i schimbe noaptea sau să-i hrănească atunci când sunt mici. Trebuie să facem o trecere cât mai rapidă de la lumina asta de veche la nicio lumină atunci când copilul nu mai are nevoie de ea, de fapt. Pentru că nu e o idee să ne obișnuim să dormim cu o lumină de veche. Da? Normal, noi dormim cu lumina stinsă, nu? Toată lumea doarme cu lumina stinsă pentru că în, așa, în acest fel, fără niciun fel de sursă de lumină, se secretă mai multă melatonină și ajută la inducerea somnului. Și lumina, chiar și de veche, nu asigură un somn profund, neapărat. Și nu stimulează adormirea, da? Dar n-avem ce să facem, ne adaptăm, deocamdată, la început. Dar la asta cu, cu, cu trezirile la început, că nu mai știu bine exact, tu trezești copilul din 3 în 3 ore să mănânce sau copilul se trezește sau dacă nu s-a trezit oricum îl trezești? Recomandările când ies din maternitate am văzut că sunt toate scrise ca un copil să fie alimentat cam la trei ore și dacă nu se trezește un timp mai îndelungat să fie trezit. Da, în sensul că noi tragem, atragem atenția părinților că un sugar totuși trebuie să mănânce și nu îl putem lăsa așa să doarmă ca un adult 8 ore noaptea, 7-8 ore noaptea. Dar de cele mai multe ori, dacă avem suficientă răbdare, un copil nu depășește 3-4 ore de somn. Uh -huh. De aceea eu le recomand părinților să-și. să uite puțin scrisul așa la literă, pentru că un copil se poate trezi la 3 ore și 12 minute, nu? Și tot 3 ore sunt, de fapt. Uhum. și să aibă un pic de răbdare și să simtă copilul pentru că de cele mai multe ori copii normă, o pondera, copii sănătoși, copii care nu sunt prematuri, copiii care nu au probleme la naștere, ei se trezesc singuri, se trezesc de foame și trebuie lăsați. Acum dacă nu s-au nu trezit după patru ore și jumătate, cinci ore, ei trezim. Dar fix la trei ore nu trebuie neapărat treziți. Dar nici să ne culcăm pe ureche că ei pot dormi liniștiți toată noaptea, ne odihni și noi ce bine. Nu. Dar cu cât cresc în vârt și în greutate există și acești copii extraordinari care pot să-și lungească somnul da? de când? și, când chiar și safe de când la... este să putem să-i să lăsăm să doarmă? dacă am un copil care este, crește atât de bine are o lună și a luat un kilogram pe ăsta pot să-l lasă să doarmă cât vrea el da? Deci după ce trecem de primele săptămâni, de noțiunea de nou născut, care înseamnă 4 săptămâni de viață. Deci după o lună. Cam putem după o lună, dacă relaxăm. el a crescut foarte bine, da, ne putem relaxa, nu trebuie să-l trezim tot timpul. Recomandările acelea sunt pentru primele săptămâni, cumva, să nu se culce cineva pe ureche că un copil care doarme mult e sănătos, e bine, mm -hmm. da? Mm -hmm. De fapt, un copil care e inactiv, care nu plânge, care nu cere de mâncare, căruia nu îi pare că îi se face foame, care e prea apatic, un sugar, vorbesc unde nou născut, nu e în regulă. Sugarii trebuie să ceară de mâncare, da? e un... trebuie să fie în alertă, trebuie să fie prezenți acolo, trebuie să-și spună cuvântul. Da? Un sugar alimentar la sân, în prima lună de viață, poate să ceară de mâncare la 40 de minute, la 2 ore maxim, la da? trei ore maxim. Da? De obicei se trezesc și cer foarte des de mâncare. Uh -huh. Și acela e un sugar care nouă, medicilor, ne place. Adică e sănătos. Colicii, Co când apar? Durerile astea abdominale pe care noi popular le numim colici apar la, de la început pentru că el reprezintă o inadaptare a intestinului la viața extrauterină. Depinde de cum s-a născut copilul, că s-a născut prin cezariană și are un intestin nepopulat corect cu bacterii prietenoase sau că pur și simplu este un copil care are o patologie de fond, are o intoleranță lucruri care se dovedesc în timp, nu neapărat mm -hmm. în momentul ăla. Sunt copii care au dureri abdominale mai frecvente, mai intense și sunt copii care au dureri mai puțin intense. Deci pot apărea de la bun început. Pot apărea de la bun început. Nu spune nimeni că apar la două săptămâni fix, punct, cum mai citesc și eu, și că dispar la trei luni sau la patru luni sau la diversificare sau după botez. Nu știe nimeni nici când dispar. Durea dar știm ce le potolește sau dacă există ghiduri întregi care povestesc despre ce putem face pentru colicile copiilor sugarului toate suplimentele pe care noi le putem oferi sunt trecute acolo toate au un grad de evidență mai mic sau mai mare niciunul dintre remediile respective nu este considerat infailibil se pot încerca mai multe mm -hmm. pentru că știm sigur că nu fac rău Uh, dar... Unii spun că nu fac greu, dar nici bine. Uh, sunt apă de ploaie. Sunt apă de ploaie sau nu? Sunt studii care spun că nu sunt apă de ploaie. Că sunt tot felul de suplimente care sunt studiate. Sunt probiotice care spun că da, ajută. Sunt diverse mm. extracte care se spune că da, ajută. Și au făcut oamenii studii și au spus că ajută. Sunt copii care nu sunt ajutați decât de trecerea timpului. Da? Nu deci sunt, la, nu la funcționează... toată lumea funcționează. Da, Sunt ghiduri care studiază închiduri întregi care ne spun că, da, evidentele nu sunt mari pentru... Adică nu ne, nu ne așteptăm să existe un medicament minunat pe care să-l oferim copilului și să se termine durerile abdominale. Asta nu există, într-adevăr. De deci, aceea apare și controversa asta. Pe uh -huh. de altă parte, nu putem nega că sunt copii ajutați de aceste produse. Medicul recomandă în funcție de fiecare situație în parte. Nu e bine să ne ghidăm după ce a făcut altă mamă, altă prietenă, altă cunoștință. E bine să discutăm cu medicul de fiecare dată. Și acum mi-aduc aminte de altceva, că și mintea mea caută și găsește tot felul de întrebări, că mi-aduc aminte de ce m-am lovit eu și ce am întrebat eu. Spălăm bebelușul pe față cu ser fiziologic și cu Pașa aceea sterilă în fiecare zi, sau nu-l spălăm, sau îi ștergem ochii, sau nu îi ștergem dacă nu are nimic la ochi. Dacă nu are nimic la ochi, nu ștergem pe nimeni ochii. Iar pe fașa fața? aia sterilă, mie mi se părea că e atât de aspră că efectiv îi erita fața. Dacă noi îl spălăm pe copil, nu trebuie să-l... Adică spălăm când îl spălăm seara sau îl putem curăța cu apă simplă, nu e nevoie neapărat de ser fiziologic. Dacă vedem că are impurități, că nu, am mâncat a băut lapte și e murdar, îl ștergem. Dacă nu, nu ștergem așa doar ca să ștergem, să bifăm că l-am șters. Cam asta e. Ștergeți ochii, ștergeți urechile, ștergeți nasul. De ce să facem la nas dacă nu ai nimic în nas? Nu ștergem nimic. Nu Se ștergem dacă e nevoie. Exact ca la oameni, nu? Că și copilul e un om. Bine, odată pe zi te speli pe față. <laughs> Bineînțeles. De, cel de două ori pe zi. Păi să da, spunem. Da, copilul are nevoie să fie spălat pe față. Dimineața sigur are ceva pe față. Că a dormit, că i-a curs puțin lapte, că dar nu tot timpul doar ca să bifăm că n-am Limbuța cum o, o, ștergem? Doar dacă are ceva dacă pe limbă. Dacă are, are ceva pe limbă. De puneri. Depunerile acelea sunt de obicei cauzate de, bac, de ciuperci, pardon, e o micoză, dacă sunt, mm -hmm. da? Și se tratează antimicotic, glicerină cu un antimicotic și o dăm medicul. Eu nu reușesc să-l șteargă a, ca și tehnic. Da, în gură, pentru că le este teama că o să vomite, că îi bagă degetul în Da, dar trebuie ales că... momentul. Adică nici înainte de masă, imediat, pentru că dacă tu faci asta înainte de masă, trebuie să treacă un pic de timp, măcar 15 minute, ca antimicoticul să acționeze. Nici imediat după, ca să nu verse, într-adevăr, uh -huh. că există un reflex de deglutiție. De vărsătură atunci când băgi, pardon, degetul în gura copilului de obicei se înfășoară o compresă sterilă pe mâna adultului și se pune puțină glicerină și se reaclează, le spun eu. Adică, domnule, da, e un tratament. Deci asta adică e un trebuie tratament. Cu tratament de două ori pe zi, nu... și zile și am terminat tratamentul. Nu dăm așa a -a lung tot timpul, doar când are limba respectivă și, da, cu conștiinciozitate, cu... Simți de răspundere, exact. că adică altfel nu va trece, nu? Bineînțeles că doar dacă mângâiem așa frumos, mai am foarte multe întrebări, dar una am permis să vă mai pun, că nu ne mai lasă timpul. Îl scoatem afară din. de când l-am adus acasă? L-am scos afară deja, de când l-am adus din maternitate, nu? Deci el e ieșit afară. aerul nu... Ei, acolo pe fugim nu. repede în mașină și nu. nu a durat foarte mult, îl ținem Depinde afară de la plimbare. de anotimp. Acum, știi, trebuie să ne adaptăm și la anotimp. Dacă este fric și burnită și chiciură și plouă, cum a fost prin București... În zilele, zilele care, pe care le-am trăit noi zilele acestea, nu are sens să scoatem copilul afară. Dar dacă e o vreme plăcută, da, copilul se poate scoate din prima Adică zi dacă afară. tu poți sta afară, poate, poate și să copilul? Da. Oricât de mic ar fi? Da. Există câteva reguli să nu bată vântul foarte tare, să nu fie mai puțin de minus 10 grade afară. Mm. Da? Ideal e să nu, aibă, să nu fie ceață, să nu fie chiciură, pentru că atunci virusurile stau mai jos în atmosferă și riscul de a se îmbolnăvi e mai mare. Da? și nici la temperaturi extreme cum sunt vara la 40 de grade, nu scoatem copilul da? așteptăm și noi să se mai moaie arși să ne gândim și noi că vine vara, totuși până la urmă dacă tot au trecut sărbătorile să vină vara măcar, da. dacă ziarnă mă, n-am avut Mulțumesc foarte mult că ne-ați ajutat să creștem mari Cu drag și vă mai așteptăm pe la noi ah, să discutăm să că avem vină. atâtea mi se pare că n-am atins Așa se întâmplă. tot ce voiam Mulțumesc foarte da. mult, Cu drag. la revedere La revedere